Bună seara, doamnelor și domnilor! Încheiem săptămâna într-o notă spectaculoasă. Cred că ați văzut cu toții declarația de presă a ministrului Justiției Tudorel Toader, în care, după ce a expus vreme de o oră și 10 minute argumentele, a citit și concluzia, aceea că va cere revocarea Laurei Codruța Kövesi din funcția de procuror șef al DNA. Vorbim despre această tranșare a conflictului de un an și ceva de zile dintre o parte a clasei politice și ceea ce au numit PSD plus ALDE, statul paralel. Vorbim despre faptul că mingea este în terenul președintelui Iohannis, dar vom vorbi și despre situația de la Gorj, pentru că, așa cum ați văzut deja, Ișvan este foarte greu de schimbat. PSD-iștii au reușit să se facă ușor de să zic, de râsul târgului, poate se supără lumea pe mine, dar cam așa ceva. Alături de mine în studio Alin Văcaru, deputat Pro-România. Bună seara! Bună seara, bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Și Dan Vâlceanu, deputat PNL. Bună seara. Să rămână. Și președinte al partidului. Bun. Ziceți-mi că e proaspăt asta cu revocarea. O să vă rog să-mi spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere al fiecăruia pe această temă. A enumerat, nu știu dacă ați avut răbdare să ascultați toate argumentele, puțină lumea a rezistat până la sfârșit, a fost ritmul inconfundabil al ministrului Justiției, n-a fost chip să-l scoți dintre ale lui, dar până la urmă a reușit să dea citire acelor puncte care stau la baza deciziei sale de a cere revocarea procurorului Laura Codruța Kövesi. Domnule Vâlceanu. Da, am văzut motivele. Din punctul meu de vedere, v-am și spus înainte de emisiune, nu am identificat un motiv, unul măcar clar, foarte clar, să fie legat de ce ar trebui să facă procurorul șef al DNA sau cum anume s-a implicat în anumite lucruri care să conducă la revocarea din funcție. Nu am identificat. Din punctul ăsta de vedere, cred că era nevoie ca domnul ministru să facă asta, pentru că este un subiect care a târnit așa o întreagă dezbatere și sunt două tabere. Unii care spun că trebuie schimbat, alții care spun că nu trebuie schimbat. Practic România este împărțită în două în momentul ăsta. Ori în momentul în care vii și începi un demers de felul ăsta, dacă nu ești foarte clar și nu reușești să convingi că argumentele tine sunt absolut irefutabile, atunci vei genera un conflict în societate. Din punctul meu de vedere, domnul ministru n-a luat asta în considerare și n-a venit să ne spună negru, foarte clar, domne, s-a întâmplat asta pentru motivul ăsta, ăsta a făcut lucrul ăsta, ăsta și ăsta trebuie să plece, așa cum prevede legea. Pentru că, vedeți, revocarea se face în baza unor articole din lege și nu pentru că dorește cineva. Stați un pic, deci au fost citate o serie din articole de lege, au fost citate, a fost citat inclusiv codul de conduită al judecătorilor și procurorilor. S-a vorbit, adică niște termeni, niște date tehnice, unii spun că a fost excesiv de tehnic în exprimarea argumentelor în această seară, Tudorel Toader. Zice niște lucruri, în mod evident ele pot fi discutate, pentru că multe dintre ele fac obiectul știrilor de deschis de jurnal de câteva luni de zile pe televiziune centrale. Și s-a mai discutat despre ele și au fost argumente pro și contra. Înșiruirea unor articole din lege nu înseamnă că și ai argumentat foarte bine decizia ta. Pentru că articolele respective trebuiau dublate și de momentul și modul în care procurorul șef a încălcat legea respectivă. Bun. Altfel, nu mă înșiruim. Imediat, un singur lucru aș vrea să spun și eu și aș vrea să îmi dau seama exact care este poziția pe care dumneavoastră porniți în această dezbatere, domnule Vâlceanu. Considerați că DNA-ul poate să funcționeze și fără Codruța Kövesi? Cu siguranță. Și... Nu, eu nu mă leg de un nume acum sau nu sunt... Mulți se leagă de numele ăsta, okay. Și până la urmă încep să te întreb care e argumentul. Că știți cum argumentul e. Argumentul știți care este? Că justiția... e reprezentată sau... de... Nu e vorba că e reprezentată de cineva, dar este o putere în stat. Sistemul judiciar este o putere în stat și, practic, puterea execuției, puterea judecătorească este o putere în stat. Puterea executivă nu poate să intervină și să facă ea ordine într-o altă putere a statului. Lucrurile astea trebuie să se întâmple în interiorul și avem mecanisme constituționale și legale prin care puterea judecătorească să-și curețe singură elementele. Deci poziția noastră nu e o apărare la adresa persoanei Laurei Codruța Kövesi, și ci asupra ceea ce considerați singura, un atac asupra singura, o imixtiune? Sau... Pe de o parte, singura apărare pe care poți o
confer Laurei Cuțel, că și este clar că dacă ar fi continuat o prietenie sau ar fi avut o prietenie în momentul ăsta cu Dragnea și cu restul, n-ar fi avut problema asta. Pentru că n-ar ce mă aminte, cât eram vie, da? Spunea domnul Dragnea că eram vie. Sau cine era, spuneau, tot le plăcea când eram vie. Dom'le, când eram vie nu mai era o problemă cu Chioveș. Și acum, pentru că trebuie să-l ancheteze, e o problemă treschimbată. Ori din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că putem vreunul tolera așa ceva. Dar cum puteți tolera faptul că aceeași persoană din vie, faptul că a fost în vie, considerați că îi mai permite să ancheteze în deplină, cum să zic, cu deplină obiectivitate și bună credință niște oameni pe care îi cunoaște atât de aproape? Păi, cum să vă spun, prezența în vie ar fi trebuit să ne facă să considerăm că domnul Dragnea nu va răspunde pentru faptele pentru care le-a făcut. Și vedem cu toții că răspunde. Și e foarte bine că răspunde, așa cum trebuie să răspundă oricine, dar atâta vreme cât probele sunt... Până din punctul ăsta de vedere... Că probele nu sunt făcute de unul ca portocală. N-a făcut portocală nicio probă, credeți-mă. Tudorel Toader a venit cu printuri de la... Da, o să, vreau să ascultăm și printul domnului Văcarul de vedere și după aceea. Deci Tudorel Toader a venit la această declarație de presă cu printuri din 10 de dosare, citez acum, în care ce apare în interceptări, transcriptul interceptărilor, nu se regăsește în fișierele audio. Vă rog, domnule Văcar. Da, eu sincer să fiu, n-am urmărit declarația domnului Tudorel Toader, am fost plecat, dar nu mă așteptam la rezultatul ăsta. Eu susțin, e punctul meu de vedere, n-am apucat să vorbesc cu colegii din Pro-România, să văd care este și punctul domnilor lor, dar eu susțin și îmi doresc, cum spunea și domnul Vulceanu, nu stă o instituție într-un om, Laura Cuțea Chioveși, dar eu îmi doresc ca pe viitor să nu mai vedem dosare politice, să vedem corupții, sunt aspru pedepsiți, asta îmi doresc, îmi doresc o reformă reală. Nu mai vreau să văd oameni care ocupă o funcție astăzi, mâine, peste un an și se găsesc nu știu ce nereguli făcute acum 10 ani. Vreau să văd că lucrurile funcționează și că toată lumea răspunde pentru faptele lor, cum eu, dumneavoastră, domnul Vulceanu, răspundem atunci când greșim. Îmi doresc ca și procurorii, ca și judecătorii, atunci când se constate că au greșit, să se ia măsuri drastice cu ei. Iar v-am spus, susțin aceste demersuri, sunt convins că DNA-ul pot să funcționeze în continuare și fără Laura Cuțea Chioveși, numai că este foarte important ca cei oameni care lucrează, pentru că nu face toate dosarele Cuțea Chioveși, acei procurori să înțeleagă că nu se mai poate să mai vedem fel și fel de înregistrări la televizor, să vedem oameni care, v-am spus, ajung pe funcții și după aceea se găsesc nu știu ce decizii care le-au luat în urmă cu nu știu câți ani, zeci de ani, să le găsim și să le facem dosare politice. Bun, revenind la argumente, spuneam, domnule Vulceanu, că inclusiv, deci s-au prezentat, că vorbați de date, s-au prezentat date inclusiv privind cheltuielile comparativ ale parchetelor din țară. S-a vorbit despre faptul că sunt foarte multe dosare unde judecătorii au constatat că probele consemnate de procuror nu coincid cu cele fizice existente, adică e ceva pe hârtie, este altceva în realitate. A vorbit Tudorel Toader de achitări. Și asta, doamne, înțeleg, doamne, că s-ar face o comparație între... Știți ceva? Eu când aud că schimbi un procuror pentru că a avut achitări, mă umflă râsul. Păi da, vreți să ne întoarcem în justiția ceaușistă, unde dacă te luau procurorul, trebuia să fii și arestat? E normal. Nu te arestează procurorul. Nu te arestează niciun procuror, te arestează instanța. Păi da. Procurorul te poate ține 24 de ore, atât. De arestat arestează instanța. În toate arestele se fac cu acordul instanței. Instanța face arestări, nu procurorul. Doi la mână. Argumentația necesară prelungirii unui mandat de 24 de ore nu se judecă pe fond cauza. Se aduc niște probe, niște argumente din partea procurorului care spune ar trebui ca persoana asta să stea în arest pentru că și poate influența martorii, poate să distrugă probe. Păi da, dar asta judecă judecătorul. Dacă așa e. Bun, dar în condițiile... Deci nu se judecă pe fond cauza. Este o măsură luată în baza unor argumente... Este o măsură luată în baza legii. Considerând că procurorii sunt de bună credință. Credeți că e nelegal? Ce să fie? Este nelegal? Eu spun că se vor pronunța organele de cercetare și inspecția judiciară dacă toate argumentațiile domnului Portocal au fost legitime și legale. Eu vă spun așa și vorbim și de Portocal, care a făcut lucruri grave și este foarte bine că nu mai e în DNA și că nu mai e procuror. Asta e cu totul și tot o altă discuție. N-a fost decizia doamnei Chioveși să nu mai fie. Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu. Doamna Chioveși l-a dat afară din DNA. Da.
Dacă urmăreați, cum ați urmărit? Am urmărit. Eu am văzut că nu, doamna Chiuvici, care, și n-are rost că până la urmă astea sunt niște chestiuni care discută la 30 centrale de luni de zile și cred că n-ar trebui să intrăm în detalii din astea. Dacă doamna Chiuvici l-a schimbat, l-aș luat acolo în condițiile care era deja cercetat disciplinar. Nu, nu era cercetat disciplinar când a venit în DNA și încă o dată plecarea lui Portocală din DNA s-a făcut la solicitarea doamnei Chiuvici și Portocală și-a dat demisia și a plecat procuror la Câmpina. Dar să revenim la ce spuneați dumneavoastră. Pe de o parte, toate demersurile pe care le face un procuror într-un dosar de cercetare penală sunt legale, da? Sunt cele prevăzute de lege, în cuvințările pentru arestările le dă judecătorul și judecătorul decide dacă procurorul a judecat sau a gândit bine. Dacă aduce probe, cum s-a văzut în ultima perioadă ce vedem la televizor, dacă aduc probe care sunt falsificate, care... Păi haide să vorbim de probe falsificate. Și, și atunci asta, aici se ajunge. În toate platourile de televiziune vorbeam de delatorii care se duc și dau tot felul de declarații false, da? E, același lucru este și acest Cosma. Ca semnat toate... Domnul, nu m-am văzut și astea la antena. Doamnă, din punctul meu de vedere putea să vină, nu știu, cel mai urât om din România, un criminal în serie putea să vină cu înregistrările astea. Dar este irrelevant. Dacă ele se vor demonstra ca fiind autentice, este irrelevant cine le-a adus. Așa este. Dar ce făcea? Oamenii ăștia vor fi judecați tot de instanța de justiția din România. Ce ați văzut dumneavoastră la televizor în aceste înregistrări? Hai să luăm pe aia de seară. Ce ați văzut? Cum adică, domnule? Ce ați văzut? Da, v-am rugat frumos să nu reluăm cu detalii. Am văzut niște oameni care pun la cale niște dosare, nu, care doamnă, scriu ei ce ați văzut? Vă spun ce ați văzut. Ați văzut momentul de după audiere, doamnă. Doamne, Vâlcea, nu asta spuneți dumneavoastră. Cum? Deci nu, dumneavoastră susțineți ceva. Așa se întâmplă. Cei de acolo susțin ceva. Aceste înregistrări au fost puse la dispoziția. Audiază, ți se pun întrebări. Doamne, ce se face? Aceste înregistrări au fost puse la dispoziția organelor de cercetare. Este fix ce se întâmplă cu acele declarații făcute de doamna Chiuvici. Dacă vă amintiți, într-o ședință apar înregistrările, se inflamează toată lumea că, domne, săraca doamna Chiuvici, cum este dânsa atacată și vine inspecția judiciară și cei de la criminal și spun, da, asupra acelor înregistrări nu s-a intervenit. Vă băgați în toate subiectele deodată. Păi, haideți să le terminăm pe rând. Ce să terminăm? Este fix aceeași chestie. Ce, care e aceeași chestie? Să cerceteze un... Doamnă, nu e aceeași chestie. Dumnezeu să vorbesc de delatorii ăștia care se duc la procurori. Doamnă, se duc la procurori și spun așa. Domnul Vulcean, hai să recunoaștem că sunt probleme grave. Și eu sper ca prin acest demers pe care l-a făcut Tudorel Toader să fie un început și de aici să apară reformele concrete. Justiție. Da? Adică, în sistemul judiciar din România există inspecție judiciară. Da, poate, nimeni altcineva nu poate. Domnul Tudorel Toader consideră că nemai fiind doamna Chiuvici și la frâile acestei instituții, poate să aducă așa, mai multe argumente. Chiuvici, dacă vrea să sancționeze un procuror, nu poate. Nu poate. Domnul Vulcean, nu asta a zis doamna Chiuvici în conferință. După nu, doamna, asta e legea. Păi da, și vă contraziceți când a spus că l-a simat Portocală. Cum nu i-a poate? I-a cerut să plece și Portocală a plecat. Păi, deci înțeleg că nu poate, dar poate. Nu, bun. Nu poate. Deci probleme sunt grave. Nu avea ce să-i facă. Gândiți-vă, haideți să vedem numai la Gorj, cazul Țumbrea, 12 ani în pușcărie, n-a răspuns nimeni. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Sunt oameni care sunt... Ăla de la Vâlcea, care a stat cu tău, sau cum îl cheamă, deci, sunt foarte multe cazuri, sunt oameni care stau... Și l-au băgat procurorii, prin probe false. Dar n-am zis de procurori, vorbeam de justiție în general. Păi nu știu ce s-a întâmplat în dosar, domnul Vâlceanu. Ideea că asta a fost desfințată soluția. Un judecător a dat sentința asta. Așa. Pe ce motiv? A avut niște argumente, probe aduse de către procuror. Pe probe aduse de procuror și, pe apărarea făcută de avocatul lui. Asta se întâmplă în instanță. Eu știu că dumneavoastră vreți acum... Eu nu vreau nimic. Eu aș vrea să vă spun într-o situație... Și să spunem că PSD-ul e bun și că Chiuvici trebuie să plece. Eu zic că PSD-ul e praf. Nu. Că întreține alături de doamna Chiuvici un scandal permanent în societatea românească de un an de zile. Am spus-o public de mai multe ori la emisiune și în continuare mențin opinia. Așa nume că ar trebui odată cu doamna Chiuvici să plece și domnul Dragnea. Și am rezolvat o problemă și o tensiune din spațiul public românesc fantastică. Eu spun, am rămas surprins, domnul Vulceanu, de declarația PSD-ului, în care eu mă așteptam să văd că se delimitează, că ministrul justiției a luat decizia noi, dar am văzut că susțin. Nu, eu știu ceva, refuz să iau pe nemestecate ce mi se arată la televizor. Asta fac. Și văd că dumneavoastră faceți lucrul ăsta. În ce sens? Adică nu doriți să vă gândiți și dacă, totuși, în spatele acelor înregistrări, da? Și vedem frânturi. Da? Domnul Vulceanu, da, să vedem. Doamnă, vă întreb un singur lucru. Cosma ăsta
n-a făcut nici măcar o sesizare la inspecția judiciară. N-a oferit nu probele la inspecția judiciară. A venit, păi și cine a venit cu niște înregistrări. Eu vreau puțin, să fie cercetate vă seama, și vă să vedem grav. Dacă sunt reale păi sau și cine le cercetează? Cine? Inspecția judiciară, doamnă. Grozav. Hai să vedem ce zice inspecția. Păi dacă nu le-a dus la inspecția judiciară, n-a făcut sesizare. Este sesizare făcută la parchetul general. S-au alăturat probele la parchetul doamne, general. Doamne, dacă... lăsați parchetul general. De procuror se ocupă inspecția judiciară. Hai să trecem peste cazul Cosma. Hai să ne uităm. Au oferit probele brute? Participările doamnei Chioveși la întâlnirea. Dacă ar fi cineva interesat pe planeta asta, puteau să le obțină, doamne. Doamne, eu știți ceva? Vorbim de două săptămâni. Să nu avem nici procurori corupți care falsifică probe. Asta spunem da? Și... Dar nu vreau nici delatori, doamnă. Da? Nu vreau nici delatori care după ce fac ce fac și semnează să intre alții în pușcărie ca să scape ei, se găsesc să dea vina pe niște procurori și sunt eroi naționali. Asta, nu a zis nimeni că este Cosma erou național. Cum să nu? Cine procurorii de vină, falsifică procurorii probe. Dar dacă ăsta... Domnul Făcean, dar mi se pare extraordinar de grav. Vi se putea întâmpla dumneavoastră, mie, da, doamnă, domnului Văcaru. Poate, așa nu știu, e. V-ați înjurat în trafic cu vreun procuror așa și o puteam păți. O puteam păți. Și nu vă îngrozește gândul ăsta. Ba, mi se pare extrem de frustrant. Știți de ce o puteam păți? De ce? Există unul ca Cosma, care vine și semnează acolo. Nu că vrea procurorul să mă ia. Ci că există un delator ca Cosma care merge acolo și semnează. Doamnă, din pentru nou, că fără, doamnă, de-a lungul istoriei, dacă vreți, în diverse Victor condiții, Ponta, s-au obținut mărturisiri și mai grave. Victor Ponta a intrat în telefon, da, la emisiunea la care am fost aseară. Și a spus clar, dosarul a plecat de la o declarație, de la o mărturie mincinoasă. A cui era, doamnă? A mea? A dumneavoastră? Doamne, era lui Cosma, nu apărăm pe Cosma aici, asta vreau să spun, ne limităm de cazul Cosma și ales să ne uităm în urmă. N-a spus de la probe false. Domnul a Cian, spus de la o declarație mincinoasă. Sunt de acord cu dumneavoastră și sunt de acord ca și aceștia să fie aspru pedepsiți. Chiar vă spuneam, corupție, aspru pedepsiți, cei care au greșit să plătească conform legii. Dar eu vă domnul întreb, Băcaru, e normal ca doamna Chioveși să participe noaptea în garsonieră la Gabriel Oprea, să participe la tăierea porcului cu domnul Dran? E normal ca oameni care sunt cercetați să fie în aceeași... Normal, dar și atunci, ceva, asta spuneam, eu susțin lucrul acesta. Din punct de vedere legal, nu sunt motive pentru schimbarea din funcție. Dar nu știm, am înțeles, am înțeles că a avut 37 de pagini acel raport. Moralitatea nu face parte de la citit din criteriile pentru a schimba pe cineva din funcție. Dacă ar fi să luăm după moralitate, 90% din politicienii din România n-ar trebui să ocupe funcție. De acord. Deci, în momentul când discutăm de Chioveși și Via sau, nu știu, orice altă chestiune de genul ăsta sau suntem legați și de mâini și de picioare, nu avem ce să facem, să felicităm pe doamna Chioveși și să-i mai dăm un mandat. Nu, asta nu este spun asta, v-am spus încă o dată, repet, nu cred că o instituție este într-o persoană, dar pe de altă parte nu pot să nici să iau pe nemestecate ce prezintă unii și vă și să dau temeiul legal pentru care Cosma face ce face. Știți care e temeiul legal? Dacă vreunul dintre cei care împotriva cărora a dat Cosma declarație pățea ceva, Cosma răspundea penal. Cosma a ieșit cu aceste declarații și cu aceste imagini acum pentru a se, cumva, dezvinovăți de... Doamne, da, discutăm despre din punctul meu de vedere, o chestiune falsă. Nu asta este problema. Nu poate asta e problema. Cosma este un infractor de cea mai joasă speță. Nu, doamnă. Se va duce la pușcărie. Pentru noi să vorbim de probe false. Asta a fost una dintre cele 20. Da, da, dacă domnul Cosma este vinovat, va fi judecat. Încă da? O dată. Nu contează, este un păi mesager. Gândiți-vă că au adus doamnă, înregistrările alea la păi televiziune. Niște porumbei voiajori le-au adus. Doamnă, nu contează cine. Încă o dată, dacă nu Cosma, are nicio legătură dacă Cosma cu problema de fond. Doamnă, dacă Cosma e delator și a dat o declarație mincinoasă, da, care e proba falsă. Înțeleg că n-a fost ăsta motivul să ce-au valificat procurorii. Doamna Gengeveanu, ăsta a fost motivul care a fost schimbată Chioveși astăzi seară sau procedura de revocare? Am aflat. Eu am înțeles că au fost 20 de motive, inclusiv de probe false, de... Probe false, alea lui Cosma. Interceptări de... Nu. Asta spune ministrul justiției, omiți și ăla, minte toată lumea. A venit cu o serie de... Spunea că sunt 10 de dosare în care judecătorii au constatat că, de exemplu, interceptările, transcriptul interceptărilor, n-are nicio legătură cu varianta audio. Asta e una dintre unul dintre argumente. Vinovatul era procurorul șef. Cum adică? Doamnă, și ce domnul Făceanu, la dumneavoastră, la partid cine-i de vină când ies niște oameni din spațiu public cu declarații? Și ce trebuia să facă domnul ministru când da, a văzut? Dar vă întreb așa, doamnă, ca o comunicare, okay, că am văzut că... Vă răspund și la întrebarea asta, numai atâta vreau să vă spun. Că mă gândesc că aveți responsabilități și da, în partid, și în orice da, structură, doamnă, există uite, niște responsabilități. Vă spun,
Uite, eu aici, de exemplu, dacă este o prostie pe post, răspund. Ok, vă spun așa și eu. Așa cum bine știți. Ok, vă spun și eu acum. Știți ce trebuia să facă domnul procuror, domnul ministru când află de lucrurile astea? Să vadă cine e procurorul ăla care a instrumentat cazul și să-i facă sesizări la inspecția judiciară să răspundă că transcripturile nu sunt bune. Asta trebuia să facă. Nu șeful instituției a făcut transcripturile sau s-a ocupat de cazul respectiv. În România, conform legii, procurorul ierarhic superior nu se poate pronunța pe un dosar decât asupra rechizitoriului, da? Ca temeinicie și legalitate. Atât. Deci când ai rechizitoriu, gata. Nu face el transcripturi și nu face el toate lucrurile de acolo. Eu vă spun un lucru. Chiar vorbesc în cunoștință de cauză și vă spun așa. Astăzi seară, dacă existau motive clare, venim aici și ne-am dat, domnule, are dreptate ministru. A făcut și asta și trebuie să plece. Dar eu vă spun că pentru toate lucrurile astea, vă pot da argumente din lege, din care o să vedeți că tot ce a argumentat ministrul astăzi seară cade. Da, o să vedem că ajunge vor argumenta, Iohannis, evident. O să ajungă la Iohannis. Dacă toate motive pe care nu le-a făcut publice. O să fie și avizul consultativ, unde o să verifice și cei de la CSM. Deci sunt mai multe etape de parcurs, dar eu vă spuneam că am aplaudat această decizie. Nu mă așteptam, sincer, văzându-l în urmă cu o săptămână, domnul Tudorel Toader, când a venit de tocmai de la Tokyo, după două zile chemat de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, a venit și ne-a spus 5 minute că o să ne spună în Parlament, greșit de emoție atunci când nu în Parlament să spună acest raport. Astăzi seara a ieșit, înțeleg că a avut un raport de 30 și ceva de pagini, au fost 20 de motive. Haideți să vedem în continuare ce se va întâmpla de acum încolo și v-am spus ce-mi doresc eu până la urmă, că e Chioveși, că e altul, că va fi nu știu cine. Îmi doresc niște oameni care să judece corect, ca și eu și dumneavoastră, să nu riscăm să ne facă un procuror ca portocală să vină să ne facă nu știu ce probe și să stăm să ne judecăm nu știu câți ani de zi. Portocala a făcut probele, Cosma le-a făcut. Cosma, portocală, să răspundă amândoi tu și care au reușit să răspundă. Cel care se comporta cum se comporta, da, trebuia să plece și a plecat. A fost dat afară din magistratură. Știți de cine a fost dat afară din magistratură? Portocală. De inspecția judiciară, doamnă. Bun, și da. Ce îmi spuneți? Deci, asta vă spun, deci că există instituții, nici procurorul general, ca urmare a ce domnul Vulceanu a fost dat? Ca vreo, cumva ca vreo evaluare în vreun sens negativă din partea șefei domniei sale sau a șefului lui, domnul Onea? Nu. Ca urmare a dezvăluirilor făcute în spațiu domnul, public și a registrărilor apărute. De acolo a plecat. Domnul Vulceanu. Dar există un raport că nu dai afară un procuror. Cine știe de câți ani face are domnul Negulescu genul ăsta de comportament și uite până n-a apărut în presă. Nu apare ceva la televizor. Nu, de acord cu dumneavoastră. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla și cu aceste probe. Așa e corect să se întâmple. De inspecția judiciară. Dar până acum vă spun că nici asta nu mi s-a părut corect. Apare o îndoială rezonabilă cu privire la felul în care au fost gestionate niște dosare. Cum poți să lași încă o săptămână sau două niște oameni care sunt incriminați sau loviți de aceste bănuieli să gestioneze în continuare dosarele astea? Puteau să toace la hârtie o săptămână. Păi eu vă înțeleg că vreți să-i areseze pe toți peste noapte, dar din păcate nu se poate așa. Trebuie să faci probe și să decide organele în timpul în care se decide. Da, nu știu, mi se pare că pentru unii acționăm cu o măsură, pentru alții cu altă măsură. Așa e, așa dubla asta măsură nu demonstrează că e un stat de drept sănătos. Eu cred că faptul că instituțiile funcționează, tocmai asta demonstrează. Ce? Că există o dubla măsură, nu, că sunt oameni mai superiori și înțelegeți ghilimele. Vreau să vă spun un lucru. Se întâmplă, da, constant în România, că la o instanță cineva să câștige și același caz la altă instanță să piardă. Hai să-i dăm afară pe toți judecătorii. Dar e normal să întâmplă așa? Păi să răspundă. A făcut cineva vreo plângere? Vreun judecător? Sau vreun procuror? Sunt cu miile. Zău? Da. Eu nu știu de așa ceva. Păi, vă invit să stați o zi la noi redacție să vedeți câți oameni vin să spună că au făcut plângeri. Aici e problema. La inspecția judiciară trebuie făcute. Și pentru procurori și pentru judecători. Bun, domnul Vulceanu, ar trebui să îi îndrumăm poate la cabinetele dumneavoastră parlamentare să îi învățați pe oameni care este calea de urmat. Fără probleme sunt la dispoziția lor. Mulți extrem de nemulțumiți, vin zilnic cu documente aici, vin zilnic să se plângă de decizii ale instanței, de multe ori sunt, și știți sunt, foarte bine că sunt probleme pe foarte multe domenii. Vin cu pensiile, discutăm și despre pensii dacă mai apucând, dar o să monopolizeze doamna Chioveși și toată discuția din această seară. Spuneți-mi ce credeți că se va întâmpla în următoarele zile. În momentul de față, avizul CSM-ului este consultativ, Iohannis decide.
Cum, păi, ce nu, va există face două variante. Vă rog. Există două variante. Una dintre variante este ca doamna Chioviși să-și dea demisia. În momentul în care există această cerere de revocare. Dacă nu și dânsa consideră că este într-o situație în care să, sau este pus într-o situație în care să-ți dea demisia. Al doilea lucru care se poate întâmpla este ca, și l-am asumat foarte bine pe președinte, care a spus așa, dacă mi se vor prezenta probe foarte clare și concrete, da, nu e nicio problemă, voi proceda la demiterea procurorului. Dar nu le va ignora. Sigur, dacă nu... Cumva a zis că își va face datoria. Dacă nu, nu. Dacă probele nu sunt clare, eu consider că nu sunt clare... Eu cred că nu va revoca, pentru că a spus foarte clar, numai dacă apar niște probe peste noapte, pentru că la momentul respectiv, adică în urmă cu o săptămână când a ieșit președintele Iohannis, a spus foarte clar că nu există motive de revocare a Laurei Codruței Chioviși, dar atunci nu avea raport. Nu, raportul ăsta înțeleg că l-a făcut în ultima săptămână, sunt două, nu l-am văzut, dar am înțeles inclusiv la Curtea Constituțională. Cât a fost deja publicat pe site-ul Ministerului Justiției, toată lumea care vrea să citească raportul, îl poate găsi acolo. Raportul inspecției judiciare este ăla făcut atunci, când a domnul Toader, da. Raportul vechi al inspecției judiciare. Cum, înseamnă că nu a, a fost invocat și raportul de, în, în seara asta, dar au fost invocate și alte lucruri. Numai adică care nu țin de raport. Da. Asta spunea la începutul expunerii că nu-și bazează decizia exclusiv pe raportul inspecției judiciare. Asta spune și eu. Exact. Da. E același raport. Și iar președintele tocmai asta a spus. Dom'le, având în vedere că am și eu raportul, îl știu. Da, vină cu chestii plus. Pe raportul ăla nu se... Iar demisia sunt nicio formă, eu sunt convins că nu și-o va da. Nu, eu n-aș, lua, n-aș exclude nici asta. Se n-a dat niciun semn până acum, a spus suficiente, conferința nici, de presă, a avut suficiente motive de a-și da demisia. Nici n-a fost o situație ca acum, în care să ai o cerere de revocare. A fost întrebată la modul concret, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o, ce va face dacă îi se va cere revocarea. Și a spus că nu este atinsă de forțe din astea. Vom vedea. Poate știe, domnul Bâlceanu mai multe. Nu, vă vedea, eu cred că dacă, și eu plec de la următoarea premisă, domnule, dacă există într-adevăr probe clare și nu le-am văzut eu sau nu le știm, poate sunt și altele, sunt convins că poate să-și dea demisia. Dacă nu există probe clare, clar nu, nu să-și dea demisia. Bun. Considerați că s-a pierdut suficient timp cu războiul ăsta? Pentru România, așa, pentru, nu știu, cum s-au desfășurat lucrurile din punct de vedere guvernamental, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic? Am avut de pierdut cu încleștarea asta, da sau nu? Păi de un an de zile numai despre asta vorbim. Păi uite, și aici mă tot străduiesc să depășim momentul. Și după, după un an de zile nu am reușit să facem nimic. De asta spun că e un început acum. Probabil mi-aș dori ca asta să fie punctul zero, adică să plecăm de aici și de aici încolo să vedem numai reforme, să vedem că toți înțeleg că nu e de joacă și că trebuie să respectăm toți legile în țara asta, să înțeleagă că cei care greșesc trebuie să ajungă acolo unde este locul și să nu mai vedem dosare politice. Eu asta îmi doresc și sper că acest punct de pornire să ne dea speranța nouă românilor, oamenilor care trăim în țara asta, că lucrurile vor merge mai spre bine. Deci nu avem decât posibilitatea asta să credem. Eu de chestia asta cu dosare politice, parcă mi-aduc aminte. Dar au fost destule, domnule. Mi-aduc aminte de câțiva care parcă n-au fost atât de politic și au făcut pușcărie pentru că au fost corupți. Și foarte bine, dacă au fost corupți și că au... Da, inclusiv președintele dumneavoastră. Mi-aduc aminte, președintele dumneavoastră, domnul Orban, n-a putut să mai candideze pentru o funcție, pentru că... Foarte bine, domne. Și e normal așa, să se ducă carieră? E normal, eu vă spun așa. Vă spun mai de aici de la Gorj, domnul Vulceanu, vă spun mai de aici de la Gorj, acei profesori care au fost arestați 24 de ore cu BAC-ul, cum crezi s-a simțit familia lor, copiii oamenilor lor, care au fost arestați 24 de ore, doar că așa a vrut un procuror să-l aresteze 24 de ore și acum toate lucrurile vedeți că sunt bune. Ăsta nu sunt cazuri care vă deranjează pe dumneavoastră? Bine, mă deranjează. Pe mine mă deranjează toate arestările, toate reținerile, dacă nu sunt fapte săvârșite cu violență sau dacă într-adevăr nu există cum niște să vă spun, condițiile prevăzute în lege. Clar, că sunt clare acolo. Da, mă deranjează toate lucrurile astea. Deci, repet încă o dată, eu nu sunt aici să fac pledoaria unor procurori sau unor lucruri care s-au făcut incorrect. Sau, cum să vă spun, domnule Vulcean, de multe ori vă urâte, bănuiesc da? Foarte că urâte, nu faceți lucruri, nu aveți pozițiile astea publice din convingere și doar vă, cum să spun, sunteți în trendul partidului. Deci dumneavoastră credeți că m-a pus partidul să nu fie nu silă de Cosma? Nu zic că
V-am spus că aveți ceva cu Cosma. Deci vă rog eu frumos, spuneți, nu, dar spuneți niște lucruri. Intru la bănuie ce se întâmplă. Vă spun un lucru, spuneți niște lucruri. Domnule, nu știu la cine, că n-am fost atent, n-am pronunțat. Vreau să nu credeți asta, vă pune partidul. Să ce? Nu știu, sunt lucruri cu care, care mie mi se par atât de revoltătoare, cunoscându-vă de atâția ani, consider că n-aveți cum să fiți de acord cu ele. Așa vă percep eu. Care? Care sunt alea? Nu știu, uite, faptul că, indiferent de, cum să spun, de trăsăturile morale ale persoanei, un procuror dădea date din dosar doar pentru că avea bucurii la o doamnă, indiferent cine era încă o dată, dumneavoastră văd că eu am o chestie cu Cosmă, dumneavoastră cu portocală. Portocală. Bun, încă o dată, omul ăla a răspuns pentru ce a făcut. Cum? Încă o dată. Cum a răspuns? Este și bine, mersi, l-ați văzut astăzi, i-a reclamat pe jurnaliști la... Încă o dată, omul ăla nu mai este procuror, a fost dat afară din magistratură pentru că sistemul s-a autocurățat. Inspecția judiciară a făcut curățenie. Dar e liberă. Doamne, dacă noi credeți cu adevărat chestia asta, pe cuvânt, dacă eu m-am adunat. Nu noi în studiourile de televiziune și nu Dragnea la PSD, da? Inspecția judiciară a cercetat și la acest vinovat la dat afară. De televiziune, și știți că cum? Sistemul nu s-ar fi autocurățat. Portocala era bine mersi și zilele noastre. Portocala, în urma unei sentințe definitive și revocabile. Pentru că a contestat în instanță. Da? Vulceanu, deci tot în justiție. Dumneavoastră considerați și în momentul ăsta. Eu consider așa. Am fi aflat despre portocală din că l-ar fi condamnat o instanță și chiar dacă n-ar fi apărut acele dezvăluiri în ceea ce eu privește. Eu vă spun așa. Pe mine mă deranjează dubla măsură. Asta vă spuneam, că și pe mine tot asta mă deranjează. Păi tocmai asta faceți. În ce sens? Adică dumneavoastră veniți și spuneți așa. Clar, probe false făcute de procurori. Cine a decis asta? Dumneavoastră? Nu, v-am spus de la început că aceste înregistrări da. Stârnesc, da. Cel puțin pentru mine da. Și cred că pentru toată lumea care le aude, niște îndoieli cu privire la niște procurori. Și mai spun că în secunda imediat următoare, într-o țară normală la cap, când niște procurori sunt acuzați cu niște înregistrări, s-ar fi făcut, păi mă refer la probele la care a făcut referire ministrul justiției. Dacă el minte, eu mint. Nu, dar eu vă spun așa, ministrul justiției are dovezi, procurorii dovezi? Au spus, judecătorii au decis că acele probe nu pot, nu sunt am înțeles. Făcute de deși erau și s-a îndreptat sunt împotriva zeci. Și sunt s-a îndreptat zeci. Împotriva procurorilor care le-au făcut. Nu știu, întrebați, faceți interpelare păi, la doamnă, vedeți, justiției. Aici e problema, doamnă. Care? Pentru că dăm afară o persoană, da? Păstrând sistemul la fel. Nu aici e problema, nu la persoana care conduce DNA-ul. Ci la ăia care făceau lucrurile de care vorbiți dumneavoastră și pe care îi lași acolo în continuare. Doamne Văcaru, nu știu, poate, vă rog eu, nu știu, eu mă poate acum, nu m-am exprimat chiar eu corespunzător. Chiar mă uitam la dumneavoastră acolo la televizor și am văzut, rulau pe banda aceea și spunea inclusiv faptul că după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă la DNA Ploiești, doamna Chioviș n-a făcut o verificare. Și grav, dacă lucrurile astea sunt... Asta spunea domnul ministru și fac spun și eu ca și doamna... Și în conferința de presă. Deci dacă toate, lucrurile astea s-au întâmplat, înseamnă că e grav domnul Vulceanu și are să-i dăm crezare până la proba contrarie, până când doamna Chiuviș și va ieși... La DNA, spunea ministrul justiției în această seară, în 10 ani nu s-a făcut nicio verificare de fond. S-au făcut numai punctuale ca urmare a unor sesizări. Nu, a spus, nu s-a făcut nicio verificare de către inspecția judiciară în ultimii 10 ani la DNA. Și să, cum, asta a spus ministrul judiciei, nu pe mine, vă rog frumos, dar se contrazice singur, cum adică s-a făcut numai punctuale, dar nu s-a făcut niciuna. Nu s-a făcut niciuna pe fond, domnule Vulceanu, atenție. Și ce înseamnă pe fond, doamnă? Adică să fie verificată întreaga activitate. Da. Nu știu, într-un an, în decurs de un an, să păi zicem. Păi nu a terminat domnul ministru raportul, acum câteva luni. Ce nu la? Asta a făcut. Domnul Vulceanu, haideți că nu știu, parcă să v-ați obișnuit cu un alt gen de discurs. Doamnă, pe dar cuvânt, nu pot să accept niște lucruri care sunt evidente. Se uită lumea la noi. Păi, una zice așa, ne ascundem pe după... Și ascundem, doamnă, vorbeam de raportul făcut de inspecția judiciară în legătură cu DNA-ul, pe care îl are domn ministru. Domnul Vulceanu, dacă își dă demisia doamna Chioviș, înseamnă că e de acord cu raportul ăsta? Sau la un raport făcut pe o sesizare. Sesizarea făcea referire la o înregistrare pornită din interiorul DNA de la o ședință. Deci, o verificare punctuală. Ministrul Justiției făcea referire la o verificare a inspecției judiciare pe fond. În 10 ani, pe fond, uite, cum vine Curtea de Conturi, să zicem, dacă nu mă exprim eu. Și îmi dau seama că nu cunoașteți detaliile din aceste lucruri pe care le discutăm. În sensul că domnul ce? Ministru a solicitat inspecției judiciare acum câteva luni un control la DNA.
domnule despre Vâncean, raportul ăsta vorbim, doamnă. Nu, nu mai raportul. Faceți că nu mă înțelegeți. Doamnă, încă o dată, domnul ministru, încă o dată, sunt foarte clar, da, a cerut acum câteva luni să verifice ce? Inspecție judiciară să facă o verificare punctuală. Nu, doamnă, nu punctuală pe înregistrarea aia. Nu. Este o înregistrare generală, da? O verificare generală. Pe fond. Da. Bun. Prima, că la asta făcea referire. Exact. Prima 10 ani. Aia e. Păi da, una 10 ani. Aia e, da. Cu și atunci de ce ne contrazice? Că păi nu ne contrazicem, dar spuneați că acum a făcut domnul ministru nu știu ce. Nu, nu, n-am spus. N-ați vrut să... Adică probabil nu m-am făcut eu, bineînțeleasă, de dumneavoastră. Considerați că am epuizat subiectul. Eu sper să fie epuizat. Chiar am un prieten care ne urmărește și ce să-i pun o întrebare domnului Vâlceanu. Dacă nu trebuie să răspundă șeful de instituție, de ce în cazul colectiv s-a cerut demisia lui Piedone și implicit al lui Victor Ponta? Adică atunci și PNL-ul și toți cei care au ieșit au fost de acord că Piedone e de vine că s-a dat acea autorizație, ca și cum el ar fi emis acea autorizație. Domnul, la domnul, de deci, primărie, eu sunt convins de primărie, dar așa ei ține cont. Păi și cine semnează autorizațiile alea? Le semnează cel de la urbanism și primarul le semnează Piedone. Păi le semnezi, păi, dar nu înseamnă că tu trebuie să le faci. Spuneți că dar la probele prezentate de domn ministru de care vorbeați, mai să le-a semnat Chioveși. Okay. Cu transcripturile. Eu sunt, hai să fim serioși. Eu sunt convins că domnul Toader, Toader, sunt convins că are argumente pentru fiecare decizie în parte pe care le-a scos în față și le-a prezentat astăseară din raport. Și dacă doamna Chioveși va veni cu alte argumente în care să spună că nu este adevărat, probabil că domnul Iohannis va trage concluzia care consideră dumneavoastră. Dar eu cred că trebuie o reîmprospătare și trebuie o reformă în tot ceea ce înseamnă sistemul judiciar. Și legile justiției. Chioveși mai avea mai puțin de un an până își termină mandatul. Nu asta e problema. Nu persoana. Da, da, dacă sunt niște nereguli acolo, eu ca ministru al justiției constat niște nereguli. Domnul Vulceanu, dar eu constat niște nereguli. Nu pot să verific dacă ea rămâne în continuare. Dacă ea rămâne în continuare pe funcție, eu pot să am siguranța că pot să fac o verificare amplă. Așa nu mai este dumneavoastră. Ei se vor face verificări dacă cele spuse de domnul ministru al justiției, într-adevăr, sunt reale sau nu. Dar fiind ea acolo, exact cum spunea și doamna Gingemanu, poți să mai ascund niște probe, poți să mai acoperi anumite greșeli pe care le-ai făcut. Nimic, care să inspecția judiciară îți verifică tot, trebuie să pui totul la dispoziție. N-ai ce să, până și ministrul de asta, din două motive a trimis inspecția judiciară. Raportul acela, dacă vă amintiți, inspectorii s-au plâns, s-au consemnat în raport faptul că au fost obstrucționați în exercitarea actului de control chiar de procurorul. Și alții spuneau că nu e așa. Îmi aduc aminte și cu raportul ăla. Fiecare citează pe cine are chef. Păi, dar din problema e că toată lumea se uită la televizor și vede fix ce, ce vorbeam de la început. Toată lumea este împărțită în două tabere. Dacă nu ți-ai format deja opinie, te uiți ca la tenis și nu mai știi ce să mai înțelegi. Haideți să concluzionăm. Eu vă spun așa. Există un interes politic foarte clar pentru ca Laura Codruța Chioveși să plece de la DNA. Punct. Care ca este? Să nu... Al PSD. Că ce? Că ce? Da. Care este interesul politic? Că Dragnea, că Arsene, că nu mai știu bun, care. Așa, că... păi foarte bine. Deci ăsta este interesul politic al PSD-ului. Exact. Nu rămân procurorii ceilalți în continuare? Adică pleacă ea, nu pleacă ceilalți procurori care anchetează cazurile astea, care sunt ce depinde de cine vine șef. Păi să înțeleg că ea le coordona și le spunea ce să facă și cum să facă. Nu, dar atunci nu înțeleg de ce să... Și gândiți-vă că eu nu îi țin apărat lui Dragnea, că n-am niciun motiv să țin apărat la lui Dragnea. Nu, dar putea să facă altceva dacă făcea parte din echipa în care trebuia și era prietenă cu PSD-ul. Să le spună, bă, băieți, la sertar cu ăsta. Cum se făcea odată, vă aduceți aminte, pe vremea lui Năstase. Lasă-l acolo. Nu făcea, nu. Și pe vremea asta cred că sunt foarte multe la sertar. O fi. O să le cerceteze pe toate. Gândiți-vă numai la câte dosare pornite de la Gorj și n-am mai auzit nimeni nimic de el. Corect, să le cerceteze pe toate. Păi da, dar care e faza cu sertarul? Adică nu era numai pe vremea aia, e și acum. Deci cum, care a fost evoluția de la perioada aia până la perioada asta? Păi vă spun eu care e evoluția. Ăstea trebuie, da? Să stea la sertar, nu altele. Și nu stau. Nu ne gândiți-vă când au venit procurorii DNA și au luat acele declarații oamenilor de la Bălteni, de zona aceea de pe mașini și pe... Hai să fim serioși că s-au făcut foarte multe lucruri rele care nu trebuie să mai auzim de lucrurile astea. Și vă spuneam, trebuie să ținem acum doar de... Spunea și dumneavoastră, DNA-ul funcționează și fără doamna Chioveși. Haideți să vedem... V-am spus, cred că nu mai aveam un an de mandat.
Da, să ducă până la sfârșit, s-au schimbat trei guverne. Ce trebuie să stea doamna Chioveș? Hai să vorbim și de la Gorj, că se uită oamenii la noi și probabil că s-au săturat de subiectul Chioveș. Eu mă așteptam să vorbim de PNL, de pro-România, am vorbit doar de doamna Chioveș. Vorbim acum, cât mai avea timp. Dar asta e, cum să zic, subiectul la modă, ce să facem. V-aș întreba și pornesc la dumneavoastră, domnule Văcaru, cum vedeți situația cu Ișvan, pentru că a stârnit niște reacții și din partea PSD și din partea PNL. Firul evenimentelor, cred că îl cunoașteți, a ieșit întâi Mihai Weber, a spus că sigur nu va sprijini pe nicio funcție la nivel central, deși se zvonise că va fi secretar de stat, promovat, susținut pentru o funcție de secretar de stat. Imediat a ieșit Florin Cârciumaru și a declarat că urmează să fie evaluat, că sunt profesori care i-au cerut o analiză foarte atentă, că se plângeau de domnul Ișvan. S-a făcut ședința seară. Da, știu tot. Bun. Tot am a trecut în revistă foarte scurt pentru cei care poate. Eu am spus-o și astăzi la un post radio local, am spus-o și o repet și acum. Eu cred că vina principală aparține ministerului. Și eu spuneam inclusiv domnului ministru Liviu Pop la vremea respectivă, pentru că și eu am fost contactat de către acei domni directori, supărați de li s-a tăiat acel spor de calculator. Am cerut pe domnului Liviu Pop să medieze acest conflict apărut, să vină cu o soluție. Ați văzut și asta ce s-a întâmplat. Ba, răspunsurile în care erau în dungă, sau mai în stânga, mai în dreapta. A venit domnul ministru în Gorj, a trecut, probabil că a mâncat o friptură la un restaurant și a plecat și nu s-a întâmplat nimic. Și toate lucrurile astea au apărut de acolo. Mi se pare, da, e normal să-l chem pe un membru PSD să-l evalueze pe activitatea politică, dar activitatea profesională nu cred că poate să o evalueze nimeni decât bine, ministerul. Bine, dar și declara că oamenii care sunt acolo. Evaluează. Eu cred că a fost o greșeală când au spus că le evaluează și din alte puncte de vedere. Ce pot să vă spun? Eu cât am fost prefect cu domnul Ișvan, am colaborat foarte bine. N-au fost probleme. Acum, dacă ministerul constată că sunt niște nereguli sau dacă cei de la PSD constată că Ișvan face nereguli, eu cred că domnul Cârciumaru, domnul Mihai Weber sunt deputați, senatori, pot să stea de vorbă cu domnul ministru și să-i spună problemele care se întâmplă acolo, dar decizia de schimbare a unui director, cred că aparține ministrului de resort și nici de cum unei formațiuni politice. Ziceți, domnule Vulceanu, pentru că am văzut puncte de vedere diferite din partea Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal a avut un singur punct de vedere. Dumneavoastră vă referiți la o emisiune la care a participat domnul Pui de Cănescu la dumneavoastră și a spus că e un punct de vedere personal. Partidul Național Liberal și astăzi am dat un comunicat de presă. Am făcut și o conferință de presă în urmă cu o săptămână în care cerem clarificarea câtorva chestiuni care țin de învățământul din Gorj. Câte școli vor fi desființate, câte comasate, cum va afecta planul cadru, noile planuri cadru, posturile, dacă vor fi desființate posturi în urma acestor noi noului plan cadru și cum va afecta finanțarea per elev posturile profesorilor și dacă vor fi desfințate posturi. N-am primit niciun răspuns. Astăzi am solicitat din nou, inclusiv autoritățile județene, să se implice în această problemă, chiar dacă domnul Ișvan nu vrea să ofere detalii care cred că sunt relevante pentru profesori, elevi, părinți. Da? Nimeni nu se implică, toți așteaptă ca subiectul să treacă cumva. Cât despre sporul de calculator, vreau să vă spun din start că mie se pare unul incorrect. Dar, pe de altă parte, legea îl prevede. Inspectorul școlar nu e izvor de lege. Stați un pic. De drept, da? El trebuie să aplice legea. Țineți cont de ceva. Ministrul Educației, câteva zile înainte să fie schimbat, spunea că acest spor s-a acordat doar într-un sector din București, în Gorj și încă într-un alt județ. Era prevăzut de lege, în sensul în care dacă aveai pentru postul respectiv de la DSP. Dacă stai de vorbă cu domnul Ișvan, îi dădeai de toate lui. Dacă stai de vorbă cu directorii implicați în toată chestia, îi dădeai de toate lor. De-aia există ministere, de-aia oamenii ăia sunt plătiți, au niște salarii mai mari decât sunt aici la noi în Gorj. Sunt plătiți ca să vină cu o soluție. Dar ministerul n-a făcut lucrul ăsta. Inclusiv prezența domnului ministru Liviu Pop a venit și a spus că va veni o normă de aplicare pe care toată lumea o să o respecte în 2-3 săptămâni de zile. Deci a plecat ministrul. Deci eu asta îl consider incorrect. Trăim totuși în 2018. Toată lumea e cu calculatorul în față. Despre ce vorbim? Dar sunt multe instituții, sunt foarte multe instituții care primesc acest sport de calculator. Să facă abstracție de lege și să spună nu, mă, nu vi-l dau eu că nu vreau. Asta e abuz. Bun, politic, ce s-a întâmplat? Păi nu știu, se treaba PSD-ului ce politic au făcut. Sunt la guvernare, instituțiile deconcentrate sunt ocupate toate de PSD-iști, nu? Oamenii susținuți de PSD,
Trece acum codul administrativ, se vor face evaluări. Hai să fim serioși. Nu așa? Nu. Dar cum? Se întâlnesc la partid cum a făcut acum. Da, evaluarea nu face partidul, o fac specialiștii, mă gândesc. Specialiștii partidului. În partid sunt și ingineri și juriști, nu pot să evalueze activitatea unui profesor. Acolo trebuie un profesor, un cadru didact, universitar, să evalueze activitatea unui profesor, dacă corespunde sau nu corespunde, din punct de vedere al profesionalismului. Nu pot să ne întâlnim la partid și să spunem că la nu corespunde. Ne putem întâlni la partid și să spunem că politica aplicată de către, sau nu știu, managementul aplicat de către un director ne aduce grave de asta de imagine. Și atunci trebuie să schimbăm cum s-a întâmplat. Asta mă uitam aseară și mă gândesc că inclusiv decizie că a luat domnul Ciurel. Au adus prejudicii grave de imagine PSD-ului, dar atunci nimeni nu s-a autosesizat. Acum nu știu ce s-a întâmplat cu domnul Ișvan de s-a luat decizia asta. A fost așa un exces de zel. A fost și până la urmă, văd că a rămas tot la avertizment, s-au întâlnit, au înțeles, e treaba domnilor. Eu v-am spus ce pot să spun despre domnul Ișvan, că am colaborat foarte bine în perioada când am fost prefect. Foarte tare, inclusiv ultimul demers pe care l-a făcut și pentru care am și făcut interpelarea ministrului. Domnule, totuși, ai o îngrijitoare de la, sau ce era acolo, de la Roșia, se trezește că în loc să ia și ea un salariu, că era pe două ore încadrată, trebuie să dea bani de acasă. S-a întâmplat și la mine. Și domnul Ișvan probabil se aștepta să se bucure. Dar asta nu-i treaba domnului Ișvan. Păi nu, ba da, asta e treaba. S-a pus problema că domnul Ișvan ar fi pus niște presiuni. Nu, că nu s-ar fi putut. Ce să se bucure doamna că aduce 1.900.000 de acasă? Nu, că n-ar fi trebuit doamna să iasă să spună public. Păi nu, ar fi să bucure. Păi ca să audă și doamna ministru Orguța, că aici că n-a scăzut niciun salariu. Deci după domnul Ișvan și restul PSD-șilor, domnule, ăștia trebuiau să se bucure. Ca și un loc de muncă, nu că-ți plătiți pentru locul de muncă. Dar nu toți. Îi mergea cartea. Îi mergea cartea, dar nu generaliza că nu toți. Sunt foarte mulți de muncă. Eu spun altceva. A chemat-o să dea notă explicativă. De ce a venit să spună public? Da. Ori așa ceva, nu știu, că vorbim de procuror sau de... Păi, doamne, avem din ăștia pe aici, pe la noi. Nu, care te cheamă să... Toate lucrurile astea ce se întâmplă acum și cu Chioveș și cu Toader și cu toți, uităm de lucrurile, la toți. Lucrurile reale care se întâmplă și cum domnul Vâlceanu spunea că au venit cu pensiile oamenii să plângă la mine chiar săptămâna și asta și cealaltă, au venit foarte mulți oameni care s-au plâns, inclusiv de la Artego, din mediul privat, oameni care au pierdut la salariu în urma acestei legi a salarizării cu trecerea de la angajator la angajat, foarte mulți oameni au pierdut la salarii. Domnul Băcaru, dacă n-am fi spus asta de vreo jumătate de ani, știu, dar sunt foarte mulți și din PSD, domnul Vâlceanu, care spun lucrul ăsta, dar nu, din păcate nu puterea să iese în față să-i spună odată, Olguța greșește atunci și domnul Dragnea, pentru că sunt 3-4 oameni care ia decizii, nu sunt și oameni de bună credință care, din păcate, când îi întreb și când le spun să susțină anumite demersuri, spun că sunt prea mici pentru lucrurile astea și preferă să rămână mici. Domnule, câtă vreme știi că nu ești instruită pentru așa ceva. Și vin economiști și spun, doamnă, domnul Mișa. Domnul Vâlceanu, vă fac o listă cu oameni susținuți de partidul pe care le reprezentați, niște poziții, uite și aici pe plan local vă pot face un domnul exemplu. Totdeauna partidele politice au avut această meteahnă de a nu promova, nu știu, specialiști domnul, neapărat. Nu, e mai important să fii fidel undeva decât să de fii... PNL. Toți economiștii României, dintre cei mai buni, i-au spus doamnei că greșește și domnului nu Mișa... Nu să fii economist ca să-ți dai seama că... Da. N-a greșit și dânsa și, și au continuat cu demersul ăsta. Nu, asta e poziția să publică. Care-i problema? Să vă arăt statul de plată de la cabinet. Nu știu dacă vă dați seama că sunteți direct implicat. Și a venit să dea 1.900.000 bani de acasă. Așa e. Vă cred, dar nu, sunteți direct implicat și nu cred că vă dați seama că se uită lumea la televizor și vede că unii spun ceva și că unii spun altceva, toată lumea cu altceva. Nu, eu spun ceva și altceva. Nu, dar vă spun așa, la transferul contribuțiilor știți când puteai interveni? Înainte să o faci. Pentru că odată făcută, s-a terminat. La revedere. S-a terminat, nu mai repari. Bun. În condițiile astea, aș vrea să-mi spuneți ce obiective politice aveți la nivel județean, mă interesează pe fiecare, în condițiile în care PSD, uite, face greșeli, ori cu Chioveș și ori cu aceste legi la care faceți referire, de care tot zice lumea și pe care și-au primit foarte multe critici. Asta înseamnă că vă așteptați, erodându-se PSD-ul în perioada asta, să obține scoruri foarte bune în 2019 și 2020.
Sunt niște încercări politice. Eu am spus că a făcut lucru bun ca o cerere revocare a doamnei Chioveș și nu cred că asta da, e. Da, nu, zic să, din punctul de vedere al fiecăruia, da, nu. Vă dați seama că atât eu cât și Dan, noi suntem un partid nou, chiar pe 20 februarie înființat. Am trebuit să stăm 9 luni de zile, dar a fost o naștere normală, la 9 luni de zile ne-am încadrat perfect. La termen. Și am ieșit la termen, da. Suntem deja, noi n-am stat în această perioadă, pot să vă spun că eu am fost plecat mai în toată țara, am fost și am stat de vorbă cu colegii noștri de acolo, ați văzut și noastră, a fost și în presa locală și în presa centrală. La Iași pe 24 ianuarie am fost 350 de persoane, colegi de la Pro-România. Acum ne-au ieșit și actele, urmează în perioada imediat următoare și în Gorj și în toată țara, în unele județe chiar avem sedii de partid, să avem și sedii de partid și ne organizăm ca la fel ca și toate celelalte partidele, să încercăm să convingem oamenii. Programul nostru este foarte bun. Da, este o variantă și avem și ce un obiectiv oameni. Aveți? Păi, obiectivul este acela de a câștiga cât mai multă încredere în rândul cetățenilor, atât din Gorj cât și în toată țara. Să încercăm să luăm un scor cu două cifre la alegerile și europarlamentare, la prezidențiale să avem un candidat propriu și la locale, bineînțeles, să avem cât mai mulți consilieri locali, consilieri județeni, candidatul primari, la prezidențiale poate să fie Victor Ponta? Poate să fie oricine. Poate să fie. Deocamdată n-am avut aceste discuții nici referitor la europarlamentare, cine va fi, doar v-am spus că ne organizăm și în această perioadă, eu fiind desemnat puternicit ca și secretar general al organizației, pentru că noi nu am făcut congres unde să ne alegem lideri, știți foarte bine, avem cei trei lideri la nivel național, eu sunt secretar general și în această perioadă încerc pe cât posibil să încerc să transmit sarcini la colegii mei, să încercăm să facem cât mai rapid, să ne organizăm așa cum trebuie, cum se organizează orice partid până la urmă. Domnule Vulceanu, obiectivul. Uitați, eu cred așa. Discuțiile astea cu Portocală, Chioveș și așa mai departe se vor stinge la un moment dat. Și ar fi caz. Și ce rămâne? Rezultatul măsurilor economice date de această guvernare. Astea nu se vor stinge. Că le vei simți în buzunar pe toată perioada asta de aici înainte. La sfârșitul lunii ianuarie aveam rata inflației de 4,3. Gândiți-vă că în ianuarie anul trecut aveam 0,2. Bun. Tocmai spuneam erodare, că pe niște criterii de genul ăsta e posibil ca PSD-ul da. Să erodeze. Bun, ce mai, v-ați stabilit dumneavoastră ca obiectiv? Grav, pentru că se discută inclusiv despre o potențială candidatură a dumneavoastră la europarlamentare, a dumneavoastră personal. Ce e mai grav este că e posibil ca inflația să ajungă spre 7-8% până la sfârșitul anului. La cât ce de mult merge atenția centrală, poate chiar la președinția României? Din partea PNL. Să mă avea răbdare. Bun, domnule Vulceanu, la să mă audă Dumnezeu. Foarte serios, aș vrea să explicați chestiunea cu parlamentarele, pentru că s-au născut niște discuții de aici și Marcel Romanescu a fost întrebat dacă voi ia locul, adică a fost cu bătaie lungă. Nu-i pe luat locul aici, să știți. Aici nu-i pe luat locul. Există posibilitatea și eu am vorbit foarte deschis lucrurile astea cu Marcel. Încă o dată, în ciuda oricăror zvonuri sau, nu știu, povești de genul ăsta, suntem buni prieteni, suntem colegi, lucrurile la noi sunt mult mai stabile. Aveți relație bazată pe încredere. Nu, pe prietenie, suntem prieteni. Noi ne pregătim pentru locale, în primul rând. Deși pentru europarlamentare prezidențiale, dar trebuie să ne pregătim pentru locale. Pentru că ambiția noastră și obiectivul nostru este câștigarea Consiliului Județean și cred că v-am mai explicat care de la ce plecăm. Deci obiectivul Consiliului Județean, bineînțeles, să vă mențineți Motru plus Târgu Jiu, dar asta la alegerile locale. Din punctul meu de vedere, la cum se mișcă treburile și ce vedem la PSD, e un singur lucru la Târgu Jiu mai trebuie să stabilim. Dacă va lua 55% Marcel Romanescu sau 70%. N-ai văzut nu, trebuie să stabiliți dacă va mai candida sau nu. N-ai văzut candidatul cel la primărie n-ai și n-ai văzut candidatul pro România, atunci o să nu se mai zice așa. Nu spun, da. Dumneavoastră veți candida la europarlamentare sau veți candida în continuare la parlamentare, domnule Vulceanu? Nu, eu sunt președintele organizației, sunt deputat și vreau să îmi duc la capăt acest mandat. Îmi place ce fac. Da. Pentru europarlamentare nici măcar nu mi-am pus problema unei candidaturi. Eu știu, ideea asta a apărut nu știu de unde, m-am trezit sunat într-o dimineață de un post de radio local să mă întrebe dacă voi candida la europarlamentare. Următorul pe listă. Dar eu vă spun ce este sigur și clar. Da. Sunt deputat, președintele organizației, cu colegii mei, foarte ok între noi,
ne facem datoria, avem niște responsabilități fantastice să oferim, să livrăm oamenilor și la Târgu Jiu și la Motru ce am promis. Nu e ușor cu un consiliu ostil, am fost la Motru la ședința de buget, credeți-mă. Deși cu mine acolo lucrurile au fost puțin mai relaxate, dar nu e ușor deloc. Sunt, astăzi am avut o ședință, vreau să vă spun, de birou Părământ Județean și chiar le-am cerut consilierilor județeni și celorlalți șefi de colegii să meargă la ședințele Consiliului Local, pentru că au o experiență politică, și să încerce să învețe legea pe consilierii locali și pe secretarii comunelor. Credeți-mă, am fost în foarte multe localități unde oamenii nu știu legea. Am fost într-o primărie. Ai secretarii, unde... nu cred că sunt așa. Vai de mine. Vă spun că am întâlnit secretari care... totuși au... Vă spun că am întâlnit secretari în... Ați lucrat cu mare parte dintre ei. Am lucrat cu mare parte, dar nu... Ei, eu m-am dus, nu știu, eu m-am dus la revocare unui viceprimar izolate, dacă... și voiau să voteze deschis. Nu viceprimar, secretar mă... Nu, secretarul spunea că trebuie să voteze deschis. Deci sunt probleme. Am fost acum la votarea bugetelor într-o primărie din Gorj, la un primar care nu vrea să accepte amendamente din partea consilierilor, că n-au voie. Bun. La mine n-aveți voie cu amendamente. Păi nu voie asta, nu există așa ceva. Suntem la final de emisiune. Vă dați seama unde e administrația din Gorj. E păcat, lucrurile astea chiar e păcat să... Domnule Văcar, vreau să-mi spuneți dacă purtați, mai ales acum că partidul este născut la termen și este, există pe piață oficial, să spunem așa, dacă purtați discuții cu membrii altor partide de la nivelul județului Gorj sau dacă oameni neafiliați politic au făcut un pas către organizația pe care o reprezentați. Deci până foarte momentul, scurt că trebuie să încheie. Până în momentul de față nu am vorbit cu nimeni ca să-l conving să vină. Tot ce avem, o 350 de membri la Gorj, sunt oameni care s-au înscris pe acea platformă online. Eu discuții port în permanență, în primul rând cu cei de la PSD, chiar și cu primarii PNL, permanență îi sunt, dacă pot să-i ajut cu ceva acolo în Parlament, dacă au nereguli. Și a manifestat cineva dorința să vină către România? Dar niciunul nu insista. Nu s-a insistat. Nu știu, a venit un primar la dumneavoastră să vă întrebe dacă trebuie. Sunt foarte mulți care îmi spun, și colegi, și primari, și consilieri. Noi la tine venim în 2020, dar e lung drumul până în 2020. Vom vedea la vremea respectivă. Eu sunt convins că dacă noi vom demonstra prin ceea ce o să facem de acum încolo, prin proiectele noastre, prin oamenii care o să vină alături de noi, sunt convins că și primarii, în prima fază, primarii care sunt acum ai PSD-ului, în primul rând, pentru că eu am o relație foarte bună și am în continuare, își vor da seama cine le dorește și cine le vrea binele comunității și sunt convins că ei vor alege binele pentru comunitatea lor. Eu să știți că am prin etapa asta, când s-a desprins PNP. Dar nu e ușor, dar am spus că e ușor. Și dar... să știți că avantajul partidului nou. Înființat. Dar și 10, pentru că nu se grăbesc. Ia unul câte unul. Nu, și sunt, două examene odată, sunt alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale, unde sunt două examene pentru noi, dar să vedem unde stăm rău și trebuie să înlocuim acolo unde stăm rău sau dacă stăm bine să completăm. Deci sunt două examene până la alegerile de care spunea domnul Vulceanu, locale și parlamentare, când avem perioada asta de probă încât putem să verificăm fel și fel de oameni, să vedem dacă într-adevăr aduc votul. Prezidențiale nu cred că vor mai fi o miză. Vă mulțumesc că se încheie emisiunea, nu mai avem știm deja mai pe câștigător de acum. Mai candidează? Cine, domnul Dragnea? Nu candidezi tu la prezidențiale, de aia să încheiați. La domnul Iohannis mă referam bun. Nu mai avem timp. Considerați-o ca pe cerere pe 544. O să vă rog, dacă se poate, să pregătiți pentru o următoare întâlnire o inventariere, dacă vreți, a tuturor demersurilor pe care le-ați făcut în Parlamentul României pentru a îmbunătăți sau a iniția proiecte legislative. Cu sau fără legătură, cu am și avut un bilanț la sfârșitul anului. Știu, dar aș vrea chiar să ne prezentăm într-o formă cât mai condensată într-o ediție următoare. Mulțumesc mult că ați venit. Seara bună tuturor. Ne revedem luni. Până atunci rămâneți alături de TV Sud. Seara bună tuturor.